Bine și ferici. Iată-vă acum în pragul maturității. Această etapă vă va călăuzi spre împlinirea viselor și dorințelor voastre. Eu vă doresc să vă găsiți menirea și fericirea în această viață și cât mai repede. Principalul este ca pe acest drum pe care veți porni, numit viață, să nu uitați de oamenii minunați care v-au sprijinit și v-au ajutat să ajungeți până aici și bineînțeles că vă vor ajuta și de acum încolo. Voastre, apoi de educatorii, învățătorii voștri și, nu în ultimul rând, de profesorii voștri. Sper și mi-ar place să cred că noi, profesorii și angajații acestui colegiu, suntem și vom rămâne în sufletul vostru
La fel cum fiți siguri și voi rămâneți în sufletele și în amintirea noastră. Vă îmbrățișez, Rentea Gheorghe, din partea primăriei. Este consilierul primarului pe programe europene, domnul președinte al Asociației de Părinți, domnul Polga Tiberiu, și alți invitați, colegi ai noștri care vor premia elevii cu premii speciale, după care, bineînțeles, fiecare dirigintă își va premia elevii din clasă. Dau cuvântul domnului Rentea Gheorghe. Bună ziua, dragi copii! Am avut plăcerea să fiu desemnat să particip la acest eveniment deosebit din viața dumneavoastră de către Primăria Municipului Satu Mare și de către domnul primar, dr. Coica Dorel, care cere scuze, n-a putut să participe la acest eveniment deoarece sunt atâtea multiple în oraș. Vă transmite felicitări călduroase, mult succes! La eu, în calitate de părinte, nu mi-a rămas cu atâtea cuvinte de laudă și frumoase, nu mi-a rămas decât să urez tinerilor mult succes la vacă, că vine vacă. Părinților, să vă bucurați de acești frumoși tineri și multă sănătate mai departe, pentru că i-ați crescut și mai departe dumneavoastră să-i înviață, să puteți să vă bucurați de ei. Am foarte mari emoții, îmi cer scuze și mult succes încă o dată tinerilor, profesorilor, pentru eforturile depuse până în aceștia 4 ani de zile. Vă mulțumesc mult și baftă copiii la examen! Mulțumim! Voi invita șefa de promoție din clasa 12-a de să... Bună ziua! Stimați profesori și părinți, dragi colegi și absolvenți, astăzi e o zi foarte importantă din viața noastră. Absolvim liceul și drumul pe care l-am parcurs timp de 4 ani împreună. Din partea elevilor claselor a 11-a, Ardelean Ruben. Caută-l pe Silvi, că îl vezi. Dragi absolvenți, stimați profesori, stimați invitați, iată că a venit momentul când pentru dragii noștri colegi, elevi, copii, părinți, va suna ultimul clopoțel din draga și frumoasa viață de licean. Cu emoție în glas dorim să le spunem sincere felicitări, iar prezența noastră aici, într-un număr atât de frumos, demonstrează și le demonstrează încă o dată că suntem alături de ei, îi iubim și dorim să-i susținem în toate deciziile pe care le vor lua. Noi suntem generația următoare și mândri totodată să primim această cheie a generațiilor, generații cu care școala noastră s-a mândrit de-a lungul anilor. Din partea sindicatului FSLI Satu Mare primește și un premiu de 200 de lei. Felicitări și numai bine în examenele și în viață, în examenele care te așteaptă. Un premiu special se acordă absolventului Crișan Bogdan din clasa 12-AC pentru rezultate deosebite obținute la Olimpiada Tehnică faza națională, care primește de asemenea un premiu din partea FSLI Satu Mare de 200 de lei. Felicitări! Un premiu special este oferit de domnul Mocan Gheorghe, care reprezintă Societatea Comercială Autoreflex, elevului Iurovici Vlad din clasa 13-a F. Care a fost cel mai studios la
practică și îi asigurăm și un contract de muncă dacă vrea să se angajeze. Îi oferim 200 de lei și un premiu special. Felicitări! Domnul profesor Pop Florin va decerna premiile pentru rezultate deosebite obținute în sport, absolvenților, bineînțeles. Vom oferi premiile speciale pentru echipa de fotbal a colegiului cu Rotiș Gabriel, component al clubului Olimpia Satu Mare, care a promovat în Liga a doua, Lupaș Răzvan, Ardelean Georgel, Rapoș Roland, Schlepper Eric, Civerdes Tudor. Vă mulțumesc! Mă refer care a urmat-o, elevii dumneavoastră o să îi ajute foarte mult în viață. Eu vă doresc, dragi elevi, și sunt alături de voi, tot ce doriți voi, tot ce vreți în viață, numai bine, succes la PAC, veniți la noi, la al doilea, pe înțelegere. La bacalaureat, eu vă doresc numai bine, succes și profesorii vor fi cu voi, alături de voi. Urmează premierea pe clase. Domnul Leitan Vasile. Dragi absolvenți, stimați părinți, absolvenților, succes la bacalaureat, multă sănătate și să fiți oameni corecți în viață. Părinților, sănătate, să-i puteți ajuta în continuare. Premiere pentru clasa 12-a este următoare. Chiș Martoni, Alin, premiul întâi. Felicitări, grijă de baloane, că imediat le dăm drumul. Felicitări! Șeful clasei, premiul 2, Câmpian Roland. Rolul ține tot așa în viață și atunci treburile sunt bune. Premiul 3, Cădar Claudiu. Succes mult în viață. Și o mențiune, Grigoriță Florentin. Grigoriță, multă sănătate. Și parte de la parte. Premiile sunt acordate de finanțele publice și constau în ceasuri de mână. Bartoș Ervin, 12D. Cel mai bun matematician, nu? Bomba Richard, 13G.
aici am inima de lemn. Și Verzeș Marcela 12F. Haideți să aplaudăm că e singura fată care a primit premiul special. Da. Mai departe, clasa 12T. Doamna Bandici Laura. Dragi părinți, bine ați venit! Clasa 12B. Împărțim premiile în modul următor. Premiul întâi, Tincu Florin. Am emoții, dacă mă iertați. Tincu Florin, premiul întâi. Hai, punctul, mă rog. Premiul 2, ne despărțit, Tinta Laurențiu. Premiul 3, Diego Richard. Mențiuni, Alexandru Barbu, Drăguț Hoț și Carlos Peter. Premiere, clasa 12C, doamna Dârle Maria. E emoție, mai bună! Mulțumesc! Bine ați venit, dragi părinți, stimați absolvenți! Peșoare Iederan Lavinia. Domnului Rus Sorin. Aplaudăm. Urmează clasa 12F. Premiul 2 se acordă tot unei domnișoare, Meisaroș Andreea. Iar premiul 3 se acordă domnului Maxim Gabriel. Se pare că la noi fetele dețin premiile cele mai importante în această generație. Iar mențiuni avem pentru... absolventul Sheldon Lauren, care de asemenea a obținut mențiune la faza județeană a concursului de informatică aplicată. Felicitări! Premiul 2 se acordă elevului Vlad Gavrilă, care de asemenea a obținut mențiune la faza națională a concursului pe meserii mecanică. Citări. Premiul 3 se acordă elevului mureșan Andrei pentru rezultate deosebite. Să
se acordă mențiune elevului Vereș Vasile, care de asemenea un... Se acordă premiul 2 elevului Pavel Alexandru Vlad, de asemenea pentru rezultatele avute pe parcursul anilor școlari. Iar premiul 3 se acordă elevului Sobo Norbert, de asemenea pentru rezultatele avute. Dar tuturor absolvenților, mai departe. Da. Și noi, cameramanii care ne înconjoară, este zborul baloanelor, să spunem. La numărătarea înaltă, în drumul la baloane, da? Pregătiți-vă, desfășurați. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Dragi părinți, noi vă mulțumim. Sărbarea noastră, manifestarea noastră a noastră și vă rog frumos, îmbrățișați-vă și vă doresc. Mai bine mă las trase 6 cu capul.
oameni, și anume cei care construiesc.